oameni minunați. Eu întotdeauna, când ieșeau de la biserică sau de la trapez, de la sala de mesă, bătrânii ăștia erau vreo 60, fără să vreau, luam poziția de drept. Și în mintea mea spuneam așa, trec generale. Adică îi vedeam ca generale aia de pe front. Unul mergea și cu un picior, unul era, adică parcă aveau decorații și vineau fiecare cu ostenirile lor de o viață în mănăstire. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. M-am întors în urmă, cum se spune, cu 33 de ani, cam așa ceva. Ați venit aici la hramul mănăstirii Sihăstria, a Sfintei Teodora, care pe 7 august. Și dacă tot am venit la hram aici, zic, hai să fac o filmare undeva. Am vrut să fac mai aproape de mănăstire, dar nu reușeam. Chiar dacă e a doua zi după hram, tot mai sunt oameni și nu scăpam de oameni. Ca să pot fi eu liniștit, m-am dus la cimitir. Era o priveliște deasupra cimitirului, m-am urcat un pic pe un delușor acolo să vadă cimitirul, zic, să fac de acolo. Și am văzut că deja mă căutau oamenii, vinise câțiva care mă zărise și deja se uitau pe dealuri unde sunt. Și mi-am dat seama că dacă încep să vorbesc, s-a terminat. O să înceapă să urce acolo și nu scap. Și atunci am tot luat-o la deal. Și am mers, cred că vreo 20 de minute. Tocmai la deal, nici eu nu știu cum se mai cheamă aici, am păduri sus. Am zis că mă, măcar aici o să fiu liniștit, să mai aud ciorile pe sus. Că aici e o poiană, așa, cu fân, cu iarbă, pădurea. Adică pot să vorbesc liniștit că nu s-aud în vale, că e departe. Și zic, în felul ăsta să vă mai pot spune câteva lucruri. N-aveam nimic pe ce spun telefonul, am căutat două lemnișoare cu două pietre, le-am pus eu așa, nu știu cât o să se vadă, și eu m-am pus jos pe iarbă. Că zic, n-am alte cale, n-am nimic la mine, că de obicei mai foloseam un mic trepie de ăsta ca să-l pot agăța, dar nu l-am nici aceala. Și atunci zic, las, măcar aici, în natură, în mijlocul, cum se spune, a pădurii, a păsărilor, a creației lui Dumnezeu. Că vedem cât ne depărtăm de așezările omenești, să spunem așa, ne retragem mai la munți, mai la liniște, parcă e mai multă pace. Încă nu se mai aude zgomotul omenesc, da, ca orice oameni, gălăgii, mașinării care lucrează, deci toate astea. Și încep să intri în cadrul ăsta firesc. Unde auzi păsările, gălăgia pădurii, cum se spune. Și asta e odihnitoare. Da, ce să vă spun? Uitați, a fost un hram minunat aici, la mănăstire, la Sihăstria, că știți că aici sunt rădăcinile mele. De aici am pornit, din timpurile vechi, din copilărie vineam aici. De asta, și când mă duc în cimitir, mă duc cu drag la bătrânii, care sunt mulți din ei, am prins în viață, acum sunt la cimitir. Mă duc și eu, cum se zice, și îi salut acolo. Din bătrânii vechi, Părinte Paisiolaru, Părinte Cleopa, Părintele Ioanichi Bălan, Părinte Ambrozi, Părintele Damian, Părintele Stares Victorin, care eu l-am apreciat foarte mult, un om așa, care a luptat pentru mănăstirii, care a făcut tot ce a putut să prospere mănăstirea, să fie, să aibă tot ce trebuie. Da, oameni minunați aici în Sihăstria. Și de asta vin întotdeauna cu drag. Și chiar a fost așa frumos în sensul că au venit patru ierarhi, au venit mitropolitul Teofan, care el e mitropolitul zonii, să spunem așa. Mai venit preasfințitul Ignatii a hușilor. După aceea și preasfințitul Veniamin,
la Cahul, din Basarabia. Și-o mai venit și preasfințitul Paisie de la Timișoara. Și cred că câteva mii de oameni, nu știu să apreciez, dar câteva mii de oameni au fost, toată curtea plină. Au fost de seară la priveghere, a doua zi la liturghie. Deci a fost o slujbă așa binecuvântată, să zicem. Și mă gândeam la cuvioasa Teodora, că vedeți că în cinstea cuvioasei Teodora, o puznică din asta, care s-a dus în munți, s-a retras, a pierdut legătura cu oricine, să spunem așa, după ce a murit duhovnicul, nu mai știu nimic de ea. A trăit în peșteră acolo, se mai ducea să ascundea pe munți pe acolo. Adică a trăit doar cu Dumnezeu, putem spune, și cu natura, cu fiarele, cu urși, cu lupii, cu toate astea. Și iarna, în partea aceea, la Sihla sus, ierni așa sănătoase, cum se spune, cu zăpadă mare, cu frig, ei și s-a nevoit, ascuns acolo, până a descoperit Dumnezeu, că așa o rânduit să vadă un părinte, că vineau păsări și luau pâine de la trapeza mănăstirii și plecau în cioc cu ele, nu o mâncau, și atunci o zis, măi, păsările astea duc cuiva, și le-au urmărit până au ajuns la cuvioasa Teodora. Deci vedeți că Dumnezeu, când vrea, îi descoperă și pe puznici și pe toți care stau retrași, când s-o coate el de cuvință. Pe alții, poate după plecarea lor, pe ea mai înainte, pentru că avea nevoie să spovedească și să împărtășească. Și-o rânduit Dumnezeu, ea se ruga pentru asta. Și-o rânduit Dumnezeu, fără să fie ea nevoită să iasă, să-i trimită preot care să o spovedească, să o împărtășească. După o viață de nevoință a Sfintei Teodora, trăită pe munții Sihlei. Vedeți, oameni ca noi, oameni, cum zice, cu neputință, cu toate, dar cum și-o biruit firea, că e na, firea asta, ți-i frig, vrei să te îmbraci, vrei le de căldură, ți-i sete, o le de apă, știu eu dacă e prea cald, o le de răcoare, e firea asta care își cere drepturile, ei iau biruit-o. În frigurile alea iernii, cu minus, cum era pe aici, câte 25 de grade, zăpadă 2 metri, să stai în frigul ceala, stai într-o peșteră acolo care n-are căldură, n-are lumină, n-are nimic. Era harul lui Dumnezeu care o îmbrăca, că nici haine nu mai avea. Harul lui Dumnezeu care ținea loc de toate, la fel cum vedeam la Sfânta Maria Egipteanca. Harul care o îmbrăca și ținea și de frig și de cald și de toate și o și hrănea. Deci vedem când oamenii se apropie de Dumnezeu, cât de mult îs ajutați, cum se îmbrac ei în lumină, exact ca la schimbarea la față, când s-a arătat Mântuitorul în veșminte albi de lumină. Deci în harul lui Dumnezeu îmbrăca Dumnezeu și pe sfinți. Atunci când se luptau și depășeau un prag omenesc din asta. De asta și mă minunam de Sfânta Teodora, puznica asta zmerită și ascunsă. Câți oameni au adunat ea la un loc și toți oamenii ăștia au stat la slujbă. După aia, fiecare o servi ceva, cât s-o încăpu la trapez acolo, la restul s-au dat pachete, să aibă fiecare să nu plece flămând niciunul, mii de oameni. Da. Cât de bun e Dumnezeu, cum are grijă de toate, că aici la Siestrean întotdeauna se dă mâncare la toată lumea. Și după toate astea, după amiază, că așa am obiceiul să mai urc la Sihla. Pentru că și Sihla, acum ai mănăstire, pe timpuri era schit și aparținea de Siestria. Iar în 88 și 89 am stat 2 ani acolo la Sihla. Cu 6 bătrânei acolo și eram doar 2 mai tineri noi, care ne ocupam de toate treburile schitului. Și de asta am amintiri frumoase și acolo la Sihla. Făceam mâncare la părinți, puneam masa, tot ce ține de acolo mă ocupam eu. După aceea la biserică, la citit, mai aveam treburi afară, de tăia lemne, de făcut. Ne ocupam de toate treburile. Eram tânăr atunci, înainte de armată. Un copil, 18-19 ani atunci. Da, și am petrecut 2 ani frumoși acolo la Sihla, în liniștea Sihlei. Atunci nu era decât bisericuța, care este și acum, și o căsuță veche. Iar sala de mese, bucătăria, era o căsuță din scânduri, așa,
nici din pereți, și cu un acoperiș deasupra. Acolo își făceam mâncare, acolo îi serveam pe părinți și pe cei care vineau. Era o viață foarte simplă. Era timpurile cealea când se trăia multă simplitate, pentru că, în general, așa trăia toată lumea. Dar cu cât îi mai erai mai retras, mai multă simplitate. Acolo nu exista curent atunci. Aveam lămpi cu gaz, câte un felinar. Cu acelea ni deplasam pe acolo, pe la Sihla, era foarte frumos. Aveam două vaci acolo, care ni deau laptele, era Părinte Nicon. O pleca la Domnul Dumnezeu să-l ierte. El se ocupa cu vacile și îl vedeai încetul, seara, cu felinarul, cu găleata, îți ducea, li mulgea, vorbea cu ele. Era un părinte simplu, așa. Și apoi vorbea cu ele, la auzeai vorbind așa, mai cânta, mai așa, deci, da, un părinte minunat și Părinte Nicu. Mai cânta el, moarte, moarte nemiloasă, tu pe toții scos din casă. La unii vii cu mașina, la alții privind grădina, iar la alții vii așa că le oprești inima. Da, era o cântare frumoasă compusă de părintele cuviosul Paisie Olaru. Prima dată o compus eu, l-am înțeles și eu, dat-o la un orb, era, care cânta la vioare sau cânte, la vioare. Da, moarte, moarte nemiloasă. La toți vine să ne iei. Că suntem, că nu suntem pregătiți, ea vine să ne iei. Nu știm când. Mai devreme, mai târziu, nu ne întreabă dacă vrem sau nu vrem. De asta, dragilor, să încercăm un pic așa. Să avem grijă să ne mai pregătim un pic. Și știți cu cine prima dată? Așa cum ne spune în Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Îi punem noi condiția lui Dumnezeu să ne ierte precum iertăm și noi. Dar dacă noi nu iertăm la cei care ne-au greșit sau nu ne-au greșit sau ni se pare că ne-au greșit, cum vrem să ne ierte Dumnezeu? Că asta îi spunem lui Dumnezeu noi, Doamne, iartă-mă cum ies și eu la ceilalți și ne iartă nouă precum și noi iertăm la ceilalți care ne-au greșit. Da, dragilor, să iertăm, să iertăm și să iubim. Nu contează cine a făcut ceilalți, cum s-au purtat cu noi. Să iubim, că fără iubire, fără dragoste, nu-i nici mântuire și nu-L avem nici pe Hristos, pentru că Hristos spune că-i dragoste. Și atunci, cum se zice, dacă Hristos e dragoste, toate se învârte în jurul dragostei. De la dragoste pleacă toate. Dacă avem dragoste, o să fim mai îngăduitori, mai buni cu ceilalți, mai cu răbdare, iertăm mai mult. Și atunci și Dumnezeu lucrează la fel cu noi. Că de asta spune, cu ce mână dăm, cu aceea primim. De multe ori poate ne zmintim de lucruri mărunte, judecăm pe ceilalți. Știu că și eu am trecut prin asta. Dar am văzut un lucru. În tot ce am judecat pe ceilalți, mi-a îngăduit Dumnezeu mai târziu să cad eu. Pentru că Dumnezeu nu vrea asta. Judecata e a Lui. El îi judecă pe fiecare cum știe El, pentru că nu cunoaștem noi pocăința celuilalt ca să avem dreptul să-L judecăm. Dar Dumnezeu știe. Și atunci să-L lăsăm pe Dumnezeu să le judece pe toate, cum știe El mai bine. Că dacă noi o să fim cu milă și dragoste față de ceilalți din jurul nostru, indiferent cât de suciți or fi ei, să știți că la fel o să fie și Dumnezeu cu noi. Cu milă și cu dragoste. Că dacă noi nu arătăm milă, să nu așteptăm milă de la Dumnezeu. Ați înțeles, dragilor? Și când aveți ocazia să veniți la Sihăstria, veniți. Veniți aici. În primul rând, în cimitirul mănăstirii, unde sunt toți bătrânii, care în curând doi din ei o să fie canonizați, cuviosul Paisie Olaru și cuviosul Cleopa Ilie. Părință mare ai Sihăstria și pe parcurs cine știe și alții, dar deocamdată ei. Că-i multă pace și liniște aici în cimitirul mănăstirii, unde s-a atâția sfinți, este și
părintele Ioanichi Moroi, care a fost starețul Panticleopa, care a fost cu viață sfântă și el. Cine știe în viitor ce a rândui biserica? Dumnezeu, prin părinții bisericii, poate să-l canonizeze și pe el. Mulți părinți cu viață sfântă. Veniți și după aceea încercați să vă liniștiți un pic. Nu să alergați repede pe mănăstiri, stați un pic la cimitir, sunt și bănci acolo, vă duceți la mormintele părinților, mai stați pe o bancă, vă liniștiți, vă limpiziți gândurile, vă rugați. După aceea este și chilia Părintelui Cleopa acolo, vă duceți acolo, sunt câteva obiecte rămase de la bătrânul. Ce au avut el acolo? O metanie, un fez, o pinci, chiar vorbind de o pinci, când eram la Siestrea, că am stat și eu un an la oi aici, mi-a dat Părintele Cleopa o pereche de o pinci, din alea care purtase și el. Le-am purtat eu un pic pe la oi, după aia le-am dat cuiva, atunci nu mai știu când eram. Că mi-era greu cu ele, adică lunecam, că ele cum erau cu piele, așa când era iarba udă, mă duceam jos cu roatele în sus, cum se zice. Da, și le-am dat la cineva. Mă gândeam atunci că să păstrez, să am, că de la Panticleopa, adică eram, na, în mănăstire cumva lucrurile le dam mai departe, nu le țineam niciodată. Da, și merg cu drag. M-am dus și la chilia Panticleopa, iar arăturea, i-a aranjat o chilie așa cum ar fi a părintelui Paisie Olaru, dar în chilia aceea spovedea, stătea părintele Varsanufi, care în ultimii ani el se spovedea la Panticleopa și Panticleopa la el, Pânti Varsanufi. Și la el m-am spovedit 6 ani. Mergeam de multe ori. Mai striga Panticleopa de alături. Pleșuvule, vină încoace, când vrea să-i zică ceva. Pânti Varsanufi, că era așa pleșuv. Da, părinți mari, cu viață sfântă. Și de asta, când trec așa, mi-amintesc din momentele acelea, că dacă am trăit lucruri frumoase pe aici, cu părinții de aici, chiar mai discutam cu câțiva părinți acum și ne aminteam din timpurile acelea, cum erau bătrâni, oameni minunați. Eu întotdeauna, când ieșeau de la biserică sau de la trapez, de la sala de mesă, bătrânii ăștia erau vreo 60, fără să vreau, luam poziția de drept și în mintea mea spuneam așa, trec generale, adică îi vedeam ca generale aia de pe front, unul mergea șchiop cu un picior, unul era, adică parcă aveau decorații și vineau fiecare cu ostenirile lor de o viață în mănăstire. Da, mi-amintesc și Părintele Anichi Bălan, când predica, el avea un dar a predice. Sărea somnul la toți când predica el duminica în biserică, se ridica, cum zice, fiesul așa, pe vârful capului. Avea un dar mare, i-o da Dumnezeu ca să poată ajuta lumea. Era puternic în cuvânt. Da, și bineînțeles, Panticleopa, știți, nu mai vorbesc, și ceilalți părinți. Părinte Paisie Olaru era un rugător, blândețe, răbdare, îngăduință, un om a păcii. Da, oameni minunați cu toți. Și veniți și vă liniștiți de câte ori puteți. Mai faceți o rugăciune, intrați acolo în biserică, la icoana Maicii Domnului. Sunt 3 biserici, Paraclisul Sfinților Părinți Joachim și Ana, pictat de Procenco, o pictură minunată acolo. După aia biserica veche cealaltă, tot liniștită cu duh de rugăciune. După aia catedrala care e mai mare. Și când puteți, urcați-vă și la Sihla, duceți-vă acolo, la peștera cuvioasă Teodora, că acolo s-o nevoite atâția ani. Să luați o leacă din starea ei de har acolo, să intrați un pic în peșteră, hai, la hramuri aglomerate, dar în restul e liniștit. Să stați acolo un 10 minute, o jumătate de oră, să vă rugați, să vorbiți o leacă cuvioasă acolo, să vedeți cât har primiți. Și după aia, bineînțeles, și acolo, la biserica, și acolo biserica veche la mănăstirea Sihla. Vă rugați și acolo. Și am înțeles că spunea părintele că în curând o să facă o biserică mare și acolo. Ca o biserică foarte mică, nu-i loc acolo. Și chiar la câtă lume vine și acolo, e nevoie de o biserică mare. Și zicea că o să înceapă încetul să pui și acolo temelii de o biserică mare. Ca să încapă oamenii, pentru că am văzut când am urcat la Sihla acum, ieri după amiază, după ce a trecut hramul pe la 4, încă erau sute de mașini.
Și chiar spunea părinții că au fost kilometri de mașini și spre Sihăstria și spre Agapea. Mii de oameni și acolo. M-am bucurat că Sfânta Teodora au adunat atâția oameni, câteva mii la Sihăstria, câteva mii la Sihla în același timp. Privegherii și într-o parte și în alta, bineînțeles, la Sihla s-a făcut mai lungă, cu procesiunii la peșteră, cu liturghia acolo. Deci chiar e ostenitor, dar frumos. De asta, încercați, când aveți ocazia în pelerinajul ăsta, să uniți totdeauna Sihăstria cu Sihla. Așa, pe drumușorul ăla, cum se poate, la deal, în timpurile vechi se mergea pe jos. De zeci, de sute de ori am făcut cărarea pe jos. Era 3 ore de la Sihăstria ca să urci până la Sihla. Mai ales în perioada care am stat acolo, coboram în fiecare vineri ca să mă spovedesc la Părinte Varsanofi și mai luam prescurile, vinul de slujbă, pâine, vin, ce era nevoie, câte 10-20 de kilograme în spate și urcam înapoi la Sihla. Da, de asta, cumva, pădurile astea le-am umblat și chiar aici la Sihăstria, după armată, când m-am întors și am fost călugărit aici, am stat un an și la oi și iar am umblat toate pădurile Sihăstriei, așa, prin păduri, cu oile, cu câini, încet, încet plecam dimineața și mă întorceam seara. Era frumos, era liniște. Da, dragilor, pădurea ne liniștește, în afară că are odihnă, are, cum se zice, liniștea ei, verdele, verdele te odihnește. Oxigenul curat, aerul curat. Deci toate așa binefăcătoare pentru noi, și sufletește și trupește. De asta, dragilor, mai duceți-vă la munți, la păduri, la mănăstiri și bucurați-vă de cine o da Dumnezeu. Pentru că încă avem locuri frumoase, minunate, mănăstiri frumoase, cu har mult. Duceți-vă, că poate o să vii timpuri grele și nu o să mai fie. De asta zic, duceți-vă cât mai puteți și bucurați-vă de ele. Vă duceți la mare, vă duceți unde, dar faceți-vă câteva zile timp și din mănăstiri. Mai ales vedeți zona Moldovei plină. Sunt și în Vâlcea, sunt peste tot, deci toată țara, nu e o problemă. Dar sunt astea, uite, și în zona Neamțului, care au trăit părinți cu viață sfântă. Și încercați, când puteți, mai faceți câte un pelerinaj și bucurați-vă de lucrurile astea. Da, dragilor, cam asta am vrut să vă spun. Și spuneam că e liniște, dar trece în drum sus la pădure. Și văd că cineva a pornit cu mașina în sus la pădure. Cam închei și eu, că văd că a oprit mașina sau a dezgomotul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Cuvioasa Teodora, întotdeauna. Și noi să le cerem ajutorul, să-i cinstim cu drag și atunci și ei o să ne cinstească pe noi cu mult ajutor și folos. Doamne ajută! Ah, passa.